Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre proporții și anume determinarea unui termen necunoscut dintr-o proporție. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să cumpere un buchet de 7 trandafiri pentru mama lui. Se duce la librărie și găsește următorul afiș. Pentru un buchet de 3 trandafiri, va da 9 lei, iar pentru 5 trandafiri va da 15 lei. Se întreabă Andrei cât vor costa cele 7 bucăți de trandafiri. Să zicem că notăm cu X prețul acestui buchet de 7 trandafiri. Ce observăm? Valoarea raportul dintre preț și numărul de trandafiri este același, deci rapoartele sunt egale, și anume 9 lei prețul pentru 3 bucăți de trandafir, 9 pe 3 va fi egal cu 15 supra 5 și este egal cu x supra 7. Să ne amintim ce este o proporție. Se numește proporție egalitatea a două rapoarte. Deci A supra B egal cu C supra D, între B și D, numitorii, trebuie să fie diferiți de 0. A, B, C și D se numesc termenii proporției, și anume A și D sunt extremii, iar B și C sunt mezii. Pe exemplu nostru, 9 și 5 sunt extremii, iar 3 și 15 sunt mezii. Care este proprietatea fundamentală a unei proporții? Într-o proporție, produsul extremilor este egal cu produsul mezilor. Adică dacă avem A supra B egal cu C supra D, atunci A ori D va fi egal cu B ori C. Iată și exemplul nostru. Deci dacă 9 pe 3 este egal cu 15 supra 5, atunci înseamnă că 9 ori 5 este egal cu 3 ori 15. 9 ori 5 este 45, 3 ori 15, 45, deci iată că avem egalitatea asigurată. Revenim la problema lui Andrei. Deci avem proporția 15 supra 5 egal cu x supra 7. Folosind proprietatea fundamentală a proporției, obținem 5 ori x egal cu 15 ori 7, de unde x egal cu 15 ori 7 supra 5. Simplificăm 15 cu 5 și obținem x egal cu 3 ori 7, deci x egal cu 21. Deci înseamnă că pe Andrei îl va costa buchetul de flori 21 de lei. Să vedem cum putem să determinăm un termen necunoscut dintr-o proporție. Deci având proporția A supra B egal cu C supra D, scriem proprietatea fundamentală a proporției, deci A ori D egal cu B ori C. A este un extrem. Să-l scoatem din această relație și obținem A egal cu B ori C supra D. Deci, un extrem este egal cu produsul mezilor supra celălalt extrem. Haideți să scoatem și un mez. Tot așa, conform proprietății fundamentale, avem B ori C egal cu A ori D. B-ul este un mez, îl scoatem din această relație și obținem B egal cu A ori D supra C. A și D sunt extremii, iar C-ul este celălalt mez. Deci un mez este produsul extremilor supra celălalt mez. Vă propun să faceți și următoarele aplicații, cele trei, deci să determinați valoarea lui x din următoarele proporții.
Vă doresc succes în rezolvarea exercițiilor. Puteți să vă și verificați. Ați rezolvat corect? Dacă da, felicitări! Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!